Ești gata? Da, Sergiu, salut. Am vrut să discutăm despre un judecător care îmi ține dosarul de-am atâta timp la prima instanță și eu sunt copil, are un interes oricare, faci hotărâri ilegale, acum chiar am la apel că și aș vrea să o transmit sub public dacă ceva hotărâri care e anulată de apel. Și el e judecător Alexandru Zodorojniuc și mamă sa e executoare. Deci fac, asta e cum s-ar spune cum înainte era mafia pe 90. El judecă mama ei la executoare. Face și am de lui doamna Liliana Zodorojniuc anulat hotărârii. Atunci am dat, dar am plecat, am pe la București, pe la ei să nu am mai ținut. Atunci am dat pe statul de aici, pentru că a luat o hotărâre înainte de ieșit definitivă la executare, înțelegi? Datele mele personale, datele fetei personale. Și de asta mai tare și am vrut să vorbesc, pentru că nu știu, n-am încredere. Eu schimbarea domiciliu tot e la domnul Alexandru, doamnă vedea, pentru că am făcut acum și plângeri cu legea 87, am mai făcut legea 87, o scris prins la magistratură, pentru că judecătorul la Chișinău iar o luat mai mult de 4 luni de bunumită, dacă unii în 3 luni trebuie să șebă. Da. Dar legea 87 în care dosar a invocat? Că s-a examinat în prima instanță atâtea luni sau că nu s-a executat vreo hotărâre? Că nu s-o, că e la prima instanță de 5 ani aproape. Da, da, de câțiva ani, da. E de 5 ani cu schimbarea domiciliului copilului, îi trebuie în jumătate de an și bă, gata, înțelegi eu nu? Și am mult jumătate de an, pentru că aici schimbarea domiciliului copilului, copilul era atașat de mine. Pentru că acum sunt probe, dosarul penal e finalizat de amână, aici au făcut, aici sunt probe, medicul de familie spune acolo, negru pe alb, scris, fata era atașată de mine, înțelegi eu nu? Medicul de familie a constatat, vă zic, fata era atașată. După atâția ani, de-am îți dai seama de cine e atașată fata. N-ai văzut-o deloc? Ce ai zis? După atâția ani, am cred că nu mai este atașată de tata. Oleg, asta nu înseamnă că nu e atașată, asta înseamnă că e traumată psihic acum. Înțelegi eu nu? Asta e, cum se cheamă, părintesc, alinare părintească, ce a făcut ea. Alienare, poate. Alienare, da, părintească. Da, încalcă dreptul și copilului să-și vadă tata și tatălui să-și vadă copilul. Și asta că poate acum nu e atașată de mine, asta nu e, este medic, este să o dau, să o lecuiesc și tot asta. E traumare psihică a copilului, că frații au intrat acum nu de mult în fratele ei, în contact cu mine și îmi scrie în ei, că nu știu ție fata, că fata era n-ascultă. Înțelegi eu nu? Acum, eu lupt atâția ani să-mi văd copilul, el nu vrea să iasă înainte, să se repede, să facă, nu-i vedetă. Și frații îmi spune că nu știu că fata e ră și nu ascultă. Păi lasă că vedetă, nu vrea să dea replici, nu vrea să dea interviuri, e treaba ei. Dar să permită copilului să vorbească cu tata, asta e obligație, nu e drept. Treaba e copilului, eu copilul vreau să rezolv, nu a ea. A ea treabă facă și vrea. Da. Viața ei personală nu mă interesează. Dar dosarul cel la penal e pus pe rol, e numită vreo ședință? A fost prima ședință de numită pe data de 7 luna a 9 și bă, a 2-lea la, și la Soroca, pentru că aici de la Florești nu au avut în penal să bagi, înțelegi ori nu? O spus că e cu mine de-a mamă și o dat la Soroca. Da, și eu considerat că e conflict de interese. De-am o considerat, da. Ești parte vătămată în dosarul acela, ea e inculpată. A pleacă la dânsa nu vrea, înseamnă că ceva la Florești a fost de ei nu vrea. Dar ei ies fără de grijă așa. Dar e bun că judecătoria Soroca văd că numește termene scurte. În septembrie ies pe 2 săptămâni amuș. Nu, nu, aici e penal, aici e o 4 ședințe și bă, gata. Da? Aici e penal, aici nu e civil, înțelegi? Nu, da. Cred că și acele penale poate să întindă mult. Eu am un dosar care a durat aproape 12 ani, ca acuși îl trimit la CEDO. Oleg, aici, aici e vorba în copil, aici e copil, dar dreptul copilului de mai lege, înțelegi ori nu? Și așa și judecătorii am plângere. Am plângere la ISTA și-o vede, acum ai numit ședința. Că, dar judecătorul 100%, că e una pe altul să ascunde, înțelegi la ISTA. Cu ISTA ajung eu tot la CEDO. Cu aici 5 judecători care au încălcat articolul 307 din codul penal.
De la Curtea Păi nu, și Supremă. cum ai să ajungi la CEDO dacă n-ai contestat atunci decizia Curții Supreme, nu te-ai plâns atunci la CEDO? Acum ce ai făcut? Plângere penală împotriva lor și Am procuratura făcut au refuzat? plângere penală, procuratorii ne refuză ăsta și am vrut să ne refuză și judecătorii. Am înțeles. Și ajung dânsul la CEDO și tot. Dar cum e că a încălcat termenul nostru terminat și ar trebui și tras la răspundere. Pentru că fata de atâta ani din pricina lor că a făcut ei așa. Și dacă Curtea Supremă pot să fac și vreau ei, legea e și pentru dânsi cum și pentru mine. Dar legea îți vede cu ochii liberi că e încălcată. Cum e odată la un copil dacă este un cod din lege încălcat? Până nu constată cineva asta, ce-au făcut ei, Și nu știu de lege. Asta, eu mai tare aș vrea și aici, aș vrea chiar și poate să intră în live, să fac pe TikTok, să fac o anunțare, să fac mai mult simplu, care cu Zodor Rujniuc suferă tot. Pentru că Zodor Rujniuc și la noi, că vă spun, ca un rechet făcut din vremea la asta. Mama l-a învățat fișorul, l-a pus judecători și ei executoare. Ei fișorul pronunță, face hotărâri ilegale și mama e la executare. Înțelegi? Nu, asta e rechet, asta e banditism. Cum așa se poate? Nu știu, nu cred că este vreo lege care să interzică asta. Întreabă la domnule, CNI, nu cred că e considerat conflict de interese. Domnule, acum eu pe mamă s-am dat-o. Am dat-o să-mi dai 150 de mic, ne-au încălcat dreptul meu și copilului și acum fișora să-mi facă ni parte dreaptă? Nu, ia să cer recuzarea lui pe motivul ăsta, dar da, tot nu cred că acceptă. Domnule, eu am nu numai o recuzare. Și-au refuzat. Scris, da, că nu cred că e un temei legal să recuze un judecător. Nu, dar eu am scris cu mamsa, eu m-am judecat cu mamsa. Și deși ține, că am deși ține el 5 ani la prima să schelă, de mult trebuie să fac o hotărâre. Poate e incompetent. Nu, dacă nu e competent, lasă, nu știu judecătorul, lasă, ducă cioban pe deal. Acolo după competență să știi, bă, spas cu oile. Pentru că aici judec oameni, zici câte 20-25 de ani șed. Dacă nu e competent, lasă, ducă cioban. Și acolo trebuie să-i răspund că nu trebuie să bat oile. Dar ai scris și plângeri la CSM, de ce întârzi atât? Au reacționat Consiliul Superior al Magistraturii? Au reacționat, au cerut mandatul la ISTA, la advocat și au reacționat, au venit acum. Totuși sper ca să... Că advocatul a spus că este în dosare, dar i-am spus de ei dacă ceva mai iscălesc omul la ISTA, pentru că trebuie de ieșit la un capăt. Ok. Și sperăm că este, dar spun că domnul Zodor Rujniuc e de onerare, vă spun, zbate joc. El face hotărâri ilegale și mama lui e la executare. Da, da. Și cum se poate așa ceva? Și mam să mă numește, advocatul meu, în față la advocatul meu, mă numește că eu sunt bolnav psihic, înțelegi ori nu? Dar e de unde constatat, e nu cumva, nu e executor, dar e medic-psiholog. Mm. Poate dar pentru că ce, dacă ei ce ai dat pentru executare? Eu dat acolo că la eu te cred, la Easy Credit nu știam o datorie, dar eu înțeles. Îți dau, eu îți mă lămuresc în primul rând cu ăsta și îți dau tot mână drăcăveică la Easy, la Easy Credit. Păi da, dar de ce te judecai cu ea? Dacă ea a venit să impun o hotărâre de judecat cu care și tu ești de acord, înțeleg. Nu de acord, eu nu de acord, pentru că fișorul s-a făcut fără de mine hotărârea și aia judecată. Eu am dat amus judecător, când un judecător normal să facă, și a spui hotărârea judecătării și aia să fac. Dar asta, nu... Asta cu creditul? Da, asta cu creditul fișorul. Păi și mă, de ce a venit să o execute dacă încă nu era executorii? Ea pleacă de și. Am înțeles. Deci tu asta, ești supărat că ea a venit să execute? Dar păi nu numai asta, care și încă fata, pirol, care încă-s contestate. Fata și cu aista și mă numește aista. Spune, mă numește la advocat, la aparatorul meu că eu sunt dus cu capul. Nu, ce drept are. Da, da, asta încalcă etica, deontologie profesională. Puteai să scriu plângeri și la Uniunea Executorilor. Etica, noi să știi, încălcat și așa, pentru că fișorul și mama nici într-un caz n-are, pentru că ăsta e banditism. Nu cred că e interzis de lege, da? Eu știu, ți-am zis, întreabă cine poate e. Poate și nu știu de interzis, dar normal și ăsta este acum, piște drumul unul de altul. E normal, dar n-ai văzut neamuri să fie unul avocat, altul procuror, vărul, polițist și tot așa. Nu poți să interzici, omul să exercite o profesie. Tata și judecător, șica și advocat, îți vii cu aici, tata să cu șica. E plină, țara e mică și e plină de astfel de cazuri. În lege nu, e scris da. Clar când e conflict de interese și când nu. Da, cine ia că la mine că e plin, că aici fata mea suferă de atâția ani că eu nu aud glasul.
fata mie suferă? Ori nu? Și tu Pentru suferi, de pipăriu. acord, n-ai văzut-o de 5 ani. De 5 ani nu i-au aud glasul. La mine au rămas mie mirat în cap, cum fata se ține cu mâinile de mine și plânge că nu vrei să ducă la mine. Na, bine, acum copiii plâng și când nu le dai ciocolată. Oleg, atunci nu a fost ciocolată, că eu am de la medic, De atunci acord. înainte de asta a fost bătută la mama, că tu o săptămână. Eu a fost bătut, a fost dus la medic, am dus așa în asta. Și am probe de la medic, eu a fost bătută de asta, cum fata spune că a fost bătută de... Cum mama a luat o Probele săptămână în merge în 5 ani? instanță. A să vedem, ca să nasă lăsă așa, până nu dau de capăt cestit. Eu am ajuns în Norvegia pentru fata mea, pentru copil. Eu viața ne-o dau. Dar pentru copil eu și-am ajuns aici. Și a slup să nu gândească ei că eu sunt satul și a slăs nici într-un caz. Ei e satul și a iei și a fugă pe ilegalitățile lor care le-au făcut. Dar este copilul meu, eu pentru dânsul viața ne-o dau. Nu-ți gândească, eu niciodată n-am smasatul. Cistit niciodată n-am smasatul. Pentru că aici e copilul meu. De acord. E copilul care n-a avut nimeni față pământului să ne-l iei dreptul, domnule. Decât mama în baza unei hotărâri de judecată și Ești cu mama obligația să-i pentru care? asigure tatălui accesul la copil. Domnul Oleg, dacă luăm până între atâta, este o hotărâre de judecată unde ei e obligat să Cu dai grafic de 100% pentru întrevederi. copilă. Dacă nu l-au respectat, iată, are dosar penal acum că l-au scos din țară fără acordul tatălui. Iar nu pe e special acum, că acum advocatul nu se ocupă cu executorul, pentru că executorul este cu un 7-8 mii de lei luat datorii, te dă și în căutare. Dar pe dânsa că a furat copilul, că a scos ilegal, așa nu știe cum se fac, cum să iese o hotărâre judecată unii să o oblige să-mi dai copilul să-mi dăși duminică, el o ține, el o pus la conservat, dosarul și ala. Că Tu nu o înțelegi, găsește nu? acasă. Nu, dar este lege. Este lege, mâna lui, el, executor, cum poți să execute el banii, m-a găsit omul în Norvegia, Deci pentru pentru bani 7.000 mai de lei. ușor găsesc omul decât pentru un copil. Pentru 7.000 de lei m-a găsit omul în Norvegia, dacă pentru un copil, e furat un copil, unui drept copilul de-a mai lege, nu-l găsește. Am înțeles. Și sperăm acum ca să fac o plângere și aici disciplinare, pentru că încă am dubii că aici eu, advocatul, a fost vreo 3 ori și este acolo și nu găsesc dosarul. Nu Oho. găsesc dosarul executorul care aici, înțelegeți? Nu, asta e, nu știu, de râsul lumii. Aici pentru un banc, pentru un 7.000 de lei, te pune și în căutare când ea n-au, și în căutare eram. Pentru 7.000 de lei eram dat în căutare. Dar asta au furat copilul, l-a dus peste ăsta în baza la o hotărâre ilegală. Nu mai este ilegal, hotărârea e legală. Lasă, Domnule, Sergiu, deși e el s-a ilegală pus... din momentul când o anulează cineva, plenul curții Și supreme și tot așa. Acum e hotărâre legală și executorii. Deși ei ne-au scris când am dat la revizuire, că îți dau la prima instanță, prima instanță era acum să schimbi domiciliul. Și aici cu schimbatul domiciliului de 10 ani, dacă e legală așa e. De ce aici nu puteți spui că gata e cu mama, fata, cum te spui, m-a spus eu. De ce 5 ani îl ții, dacă, domnule, chiar, hai, nu-ți chiar tu părâlă-i. 5 ani de zile schimbă eu. Și eu am de la revizuire, dat scris, că îți dau la prima instanță, dacă sunt ceva, noi îți dau la revizuire. La, știu, nu la revizuire, la schimbarea înapoi. Și 5 ani se de la asta, cum așa, dar dacă e curtea de asta, cum? Ei au încălcat legea, au încălcat, cum? Și fel de normal și lege, dacă e încălcat de lege, de dânsă. Articolul 307 încălcat de asta. Încălcat un cod. Cum poți și judici? Nici un caz nu trebuie să fac cu asta. Acolo numai dacă dubii sunt că se încalcă legea, gata, nu trebuie să dea. Cum așa? Și dacă și au drept să încalce? Domnule, așa și serios. Pentru că sunt etichetați proști și ei scâtri că fac acolo și eu bani și milionieri. Chiar aici al de scherdioală, care acum nici nu-i. El atunci era șef. Și chiar de 100% că el era pe civil atunci și e implicat 100% din cazul ăsta eu. Pentru că, cum am zis, advocatul Iguță, o leagă de rude erau. Și e categoric, nu, de ce nu fac așa? De ce două surori la și la colegiul de și judecători la și ăștia au chicat și tot așa și Hai ăștia. să nu mai vorbim despre asta, că am tot dezbătut la Nu, fiecare dar cineva interviu, spune dacă povestim este, nu e anulat, istorii nu aceeași pot. decizii, dar cazurile similare Domnule, poate scoate la indigo chiar aceeași ce decizii, te numai poți fac schimbă dacă numele. ei în stat și advocatul spune că ei pe deși n-ați fac categoric. La noi, polițistul nu Avocații știu tot la copii. timpul spun ce vor să audă clientul ca să-și merite banii. Nu, domnule, nu e așa, dar eu foarte desu văd că nici polițistul spune că el pe colegul lui n-a să-l dă. El calcă cu capul, cu ciorul pe cap la copil, dar el nu-l dă pe
tu e colegul lui. Nu, cum așa? Nu aș nu uita real la... Eu îți spun, eu când mă uit, mă uit cu ochii deschiși. Cistit, eu mă uit chiar așa cu ochelari, așa că cred că înțeleg da, și eu ceva. Da, încă mai bine trebuie să vezi. Încă mai bine trebuie să vezi. Că ai patru rânduri de ochi. Bine, da, bun, trebuie uitat normal. Cum se poate, dacă e indepil de curtea supremă, încalcă o lege. Și faci o aista. Atunci, da, atunci n-am putut să-i dau mai departe, pentru că nu trebuie bani. Știu, costă mult avocație ca să scrie plângeri la CEDO. De atâta și de atâta Moldova și mulți copii suferă. Foarte mulți copii și aș vrea care să vadă, să adresez la mine, să știu mă plânge pe domnul Zodorujniuc cu mamsa și ilegalități facă ei acolo. Încălcări okay. Bătaie de joc. Pentru oamenii zic, mulți tem. Mulți tem, dar eu nu mă tem, pentru că eu, la mine, dacă nu, e copilul meu. Și eu n-am și pierde. Pentru că, pentru ce mai trebuie să faci pământul? Dacă se lăsă copilul ăsta să steargă cioarele fiecare dânsul. De acord. Mulțumesc pentru bine, încredere, pentru sperăm interviu. Sperăm că de grabă să avem și noutăți bune. Sperăm bun, că... Da. Bun, hai, soare, bun. Și te rog frumos dacă poți să-mi trimiți prin aici și video, prin mesaj. Video nu poți să-l trimit mesaj, că are 15-16 minute, deci are aproape un giga. Poți să-ți trimit link la YouTube și tu faci ce vrei cu el.